două persoane au murit și alte două au fost rănite sâmbătă dimineață după ce două mașini s-au ciocnit pe drumul european E85 în dreptul comunei Sucevene, Vadul Moldovei. Accidentul s-a produs din cauza vitezei excesive cu care conducea un tânăr de 20 de ani din municipiul Brașov, care în timp ce s-a înscris într-o curbă la dreapta a pătruns pe contrasens, pierzând controlul volanului și intrând într-un autoturism matriculat în Ucraina care circula din sens opus. În urma impactului a rezultat decesul a două persoane pasagere, două femei cu vârste de 49 de ani, respectiv 50 de ani, ambele din municipiul Brașov, și rănirea gravă a conducătorului. Din accident a rezultat și vădămarea corporală ușoară a doi cetățeni ucraineni, pasageri în celălalt autovehicul. În urma testării cu aparatul etilotest la ambii șoferi, rezultatele au fost negative. Aproximativ 700 de elevi suceveni participă la sesiunea de toamnă a bacalaureatului, care începe luni cu proba orală la limba și literatura română. Examenul este susținut în două centre, la Colegiul Național de Informatică Spiru Haret și Colegiul de Industrie Alimentară, ambele din Suceava. Inițial s-au înscris 397 de candidați din promoția curentă și din cele anterioare, însă cifra aproape s-a dublat în urma înscrierii absolvenților de clasa 12-a, care au promovat corigențele. Pe 19 august se dă a doua probă orală, cea la limba și literatura modernă, iar pe 20 august candidații vor avea de susținut prima probă scrisă la limba și literatura română. Bacalaureatul continuă cu proba obligatorie a profilului pe 24 august, apoi pe 25 august se dă proba la alegere din area curriculară corespunzătoare specializării. Ultima probă scrisă și ultima bacalaureatului va fi cea la alegere dintre disciplinele din celelalte arii curriculare corespunzătoare specializării, pe 26 august. Afișarea rezultatelor se va face pe 28 august, după care se depun contestațiile, urmând ca pe 3 septembrie să se afișeze rezultatele finale. Președintele Traian Băsescu împreună cu soția sa Maria s-a aflat în județul Suceava încă de sâmbătă seara, înoptând la o pensiune din Sucevița. Cei doi au participat la slujba de seară oficiată la mănăstirea Sucevița, apoi s-au retras fără prea mult fast spre locul de cazare. Duminică președintele s-a prins în hora de la prislop organizată la Borșa, la granița Maramureșului cu Bucovina. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor dorește să informeze consumatorii că pentru a veni în sprijinul lor, pot să aducă la cunoștința comisarilor eventualele sesizări sau reclamații, fie la sediul comisariatului situat în Suceava, pe Bulevardul George Enescu, numărul 2, bloc 7, parter, de luni până vineri, între orele 8:30 și 17, fie la numărul de telefon 0230530876, de luni până vineri, între orele 8:30-19, iar sâmbătă, duminică și sărbători legale, între orele 10-16. Reclamațiile însoțite de documente pot fi trimise și online la adresa de e-mail suceava@opc.ro. În data de joi 13 august, la sediul Federației Patronale a Întreprinderilor Mici și Mijlocii din județul Suceava a avut loc o întâlnire de lucru între reprezentanții unor organizații patronale din județul Suceava și reprezentanții mediului de afaceri sucevean, ai Oficiului Patronal Județean Suceava și ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, filiala Suceava. Scopul întâlnirii a vizat elaborarea unui set de propuneri de măsuri care să contribuie la stoparea crizei actuale cu care se confruntă mediul de afaceri sucevean. Socialdemocrații s-au resemnat deja în privința rezultatului de la alegerile locale din comuna suceveană Dona Candrenilor. Purtătorul de cuvânt al organizației județene a PSD Suceava, Virginel Iordache, a declarat într-o conferință de presă că respectă întru totul decizia locuitorilor din Dona Candrenilor, care l-au ales pe democrat liberalul Maftei Candra pentru a ține frâile localității. La scrutinul de duminică la Dona Candrenilor, dintr-un total de 1500 de voturi valabile exprimate, candidatul PDL a obținut 853 de voturi, cel al PSD Petru Boghean 466 de voturi, independenta Sebastiana Rusu 129, PNL 35, al PRM doar 17 voturi. Virginel Iordache a ținut să precizeze că scorul de 31,1% este un rezultat bun pentru localitatea dorneană, mult crescut față de cel obținut de PSD în zonă la alegerile europarlamentare.